Dragi prieteni, facem această filmare pentru a vă arăta cam câte fructe poate să aibă un arbuz de goji în 4 ani, în anul 4, pe 14 iulie. E același arbuz care a fost filmat cam la toate emisiunile și din care noi facem probe să vedem cât produce-l, cântărim după ce-l culegem de fiecare dată și dacă în anul 3, anul trecut, a făcut un kilogram, anul ăsta ne așteptăm la o producție de cel puțin 4 kilograme. Uitați-vă și dumneavoastră cam câte fructe pot să fie pe toate ramurile, iar dacă aici avem ramurile pline de fructe, sunt ramuri unde de-abia dau bobocii de floare, de-abia înfloresc. Ia uitați-vă, ramuri pline. Acestea sunt ramuri care încă nu au înflorit. Ia uitați. Cred că imaginile spun totul. Uitați-vă. Uitați-vă câte fructe poate să fie. Și acum, cât de groasă a crescut turbina, dacă este bine tăiat și se păstrează doar o singură tulpină, tot ce crește pe lângă trei rupt, o să vedeți că ea se îngroașe în anul 5-6, nu mai are nevoie de susținere. Uitați-vă câte fructe poate să fie. Noi n-am apucat să le culegem, am fost în concediu. Ia uitați-vă și cât de mari sunt.